Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Decizia a fost luată în urma declarației Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, care, potrivit Ministerului de Externe de la noi, a avut un limbaj neconstructiv și inacceptabil la adresa președintelui Maia Sandu. Se întâmplă după ce șeful statului a promulgat legea care interzice pe teritoriul Moldovei simbolurile de război V, Z și panglica Sfântul Gheorghe. Într-o declarație publică, Ministerul de Externe de la Chișinău scrie că a luat act de declarația reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, făcută la un briefing din 20 aprilie. Potrivit instituției, prin aceste afirmații se menține retorica neconstructivă și inacceptabilă la adresa președintelui Republicii Moldova, iar evenimentele istorice sunt instrumentalizate în scopuri de propagandă. Dat fiind limbajul inacceptabil utilizat în adresa șefei statului din partea reprezentantului oficial al diplomației ruse, Maie a dispus convocarea ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov. Recomandăm Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse să ia cunoștință de textul discursului președintei Maia Sandu, care este accesibil în limba rusă și care nu lasă loc de interpretări. Ministerul de Externe a înserat în comunicatul oficial o bucată din discursul în limba rusă a Maiei Sandu, în care șeful statului spune că nimeni nu interzice nimănui să sărbătorească data de 9 mai și că, din contra, suntem datori să ținem minte victoria civilizației asupra fascismului și nazismului, să cinstim eroii și să nu uităm de cea mai mare tragedie a secolului 20, al doilea război mondial. Cu toate acestea, la briefingul din 20 aprilie, purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Maria Zaharova, s-a referit la formularea utilizată de președintele Maia Sandu, care a menționat că simbolurile de război interzise în Moldova trebuie aruncate la coșul de gunoi al istoriei. Zaharova a declarat că răspunsul Rusiei va fi dureros. Очередной раз мы призываем Кишинев отказаться от конфронтационной риторики. Încă o dată îndemnăm Chișinăul să se abțină de la retorica confruntării care aduce daune colaborării ruso-moldovenești. În caz contrar, vom răspunde și răspunsurile vor fi dureroase. Nu este alegerea noastră. Nu susținem o astfel de retorică, însă nu putem lăsa fără răspuns astfel de declarații pe care le-am auzit în aceste zile la Chișinău. Из Кишинева без ответа мы не будем. Și senatorul rus Alexei Pușcov a reacționat la interzicerea de către șeful statului în Republica Moldova a simbolurilor Z și V și panglica Sfântul Gheorghe. Pe contul său de Telegram acesta scrie, cităm, referitor la esența legii promulgate de Sandu, la fel și declarațiile ei despre comportamentul criminal al panglicii Sfântul Gheorghe și coșul de gunoi al istoriei, ar trebui să-i reamintim atunci că în acest coș au ajuns mulți dușmani ai panglicii Sfântul Gheorghe. Ar trebui să fie mai atentă când vorbește despre Rusia și simbolurile ei, mai ales într-o situație în care Chișinăul nu are cu ce plăti gazul rusesc, a scris Pușcov pe contul său de Telegram. În contextul declarațiilor făcute de șeful senatorul rus Alexei Pușcov, deputatul PAS, vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi, a declarat într-o emisiune de la Jurnal TV că nu ne face mare onoare să atragem atenția la fel de fel de inepții pe care le spun diversi pseudopoliticieni. Contactat pentru o reacție la declarațiile oficialilor ruși, purtătorul de cuvânt al președinției Sorina Ștefârța ne-a spus că este de competența Ministerului Afacerilor Externe să se expune la acest subiect. De altfel, diplomația moldovenească a reiterat în declarația făcută publică apelul către partea rusă de a nu admite ingerința într-un proces democratic, legitim și intern al Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu a promulgat în 19 aprilie legea privind interzicerea simbolurilor Z și V și panglica Sfântul Gheorghe pe motiv că promovează agresiunea militară. Un incendiu a avut loc în această dimineață într-un depozit din sectorul botanic al capitalei. Focul a afectat acoperișul și o secție de reparație a autovehiculelor din interiorul încăperii de 600 de metri pătrați. Tot acolo se aflau și două automobile care au fost evacuate. La fața locului au fost îndreptate patru autospeciale de intervenție care au luptat cu flăcările timp de o oră. Am
Am evacuat mașinile din nou care sunt de autoservis și s-a salvat și propagarea fructului și practic mai mult de 80% de la acoperiș. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma incendiului, nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul a distrus 20% din acoperiș și bunuri materiale din interior. Cauza și circumstanțele producerii vâlvătăii urmează a fi stabilite de specialiști. 165 de infectări cu noul coronavirus au fost anunțate în această dimineață în Moldova după efectuarea peste 2800 de teste. 55 din numărul total de cazuri au fost înregistrate în regiunea transnistreană. În stare extrem de gravă sunt 42 de pacienți, 6 dintre care respiră ajutați de aparate. Autoritățile nu au raportat niciun deces cauzat de virus. Potrivit Ministerului Sănătății, printre persoanele infectate sunt 14 lucrători medicali, 8 doctori, 4 asistenți medicali și 2 angajați din rândul personalului auxiliar. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la aproape 517.000. Peste 504.000 de persoane au fost tratate, iar în jur de 11.500 au murit. De 2 ani duce o luptă crâncenă pentru viață. Vorbim despre o mamă a 4 băieți din raionul Ungheni, diagnosticată cu o boală necruțătoare, cancer. La 42 de ani, femeia cântărește în jur de 25 de kilograme, iar de 9 luni este țintuită la pat. Conștientă că viața ia târnă de un fir de ață, ea le-a cerut recent autorităților locale să emită tutele soacrei sale asupra copiilor minori. Întreaga familie este sfâșiată de durere și privește neputincioasă la căpătâiul femeii care, în ciuda realității crunte, nu încetează să lupte. Întreaga istorie o aflați vineri la emisiunea Oameni pentru Oameni, ora 18:30, la postul nostru de televiziune. O durere nemărginită și lacrimi amare sapă adânc pe chipul acestei femei. Cu o carte de rugăciuni în mână, Liliana se roagă zi și noapte la Dumnezeu să învingă boala cruntă care a pus stăpânire pe ea. Îmi teamă că de ce de ea sunt morși. Rămân cu... Cu inima îndurerată, Liliana își amintește despre infidelitatea soțului său de acum câțiva ani. După ce s-a întors de peste hotare, acesta ar fi alungat-o pe femeie cu bebelușul de numai 9 luni în brațe, spunându-i că are o nouă iubită. Tot îi spune că a să vin acasă și să nu țin că să duc acasă, că vin cu alte femei. Peste 8 ani, tânăra a întâlnit un alt bărbat și împreună au adus pe lume 3 feciori. Viața părea să fi prins un alt contur, însă acum 2 ani, fericirea lor a fost umbrită de un diagnostic cumplit. Mi-a spus că am cancer. Îmi spune, dacă ai pierd 7.000 de lei să-mi pui pe masă, am uite eu pierd acasă, am uite eu în ora asta. Dar dacă nu, mâine plecați acasă. Liliana spune că nu s-a adresat la poliție sau la administrația spitalului pentru a face reclamații cu privire la cazul relatat mai sus și nici nu cunoaște cum îl cheamă pe medicul care ar fi pretins să-i achită pentru operație suma respectivă. De aceea nu putem confirma aceste informații. Ce întunecă și mai mult această poveste cutremurătoare, aflați din emisiune. Săptămâna trecută ați văzut ce ajutor a primit o familie din satul Puhoi, raionul Ialoveni, care își câștigă existența din comercializarea măceșelor și plantelor de sezon. Hai măcieș, 10 lei măcieș. Aurelia are 7 copii, 3 dintre care, o fată și 2 băieți cu necesități speciale, locuiesc împreună cu ea. Câteva luni în urmă, tatăl acestora a decedat de cancer, iar mama a suferit o intervenție chirurgicală pe creier și, ca prin minune, a rămas în viață. Înduioșată de această istorie, echipa Oameni pentru Oameni a hotărât să le întindă eroilor o mână de ajutor. Își doreau nespus de mult un televizor, însă niciodată nu le ajungea resurse financiare ca să procure unul. De aceea am hotărât să le îndeplinim marele vis. Seara când s-a culcat, am norsut părinți, dar s-a uitat la televizor, dar ca să s-a uitat unul la altul, nu uitam care prima doarme.
Le-am oferit eroilor un voucher bănesc din care să-și procure un dulap. Totodată, ca să le fie mult mai ușor să încălzească mâncarea atunci când vor veni de pe dealul mare, le-am oferit și o microundă. E un lucru tare bun, care nu m-am așteptat niciodată. Mai mult, pentru a-l stimula pe Mihai să îmbrățișeze profesia la care visează de mic copil, i-am oferit în dar ustensile de sculptat în lemn. Sunt foarte bucuros și sunt mulțumit că să am și să mă ocup. Prin intermediul proiectului social Oameni pentru Oameni, echipa emisiunii reușește să găsească cele mai optime soluții la problemele care îi macină pe eroi și îi ajută să creadă într-un viitor mai bun. Târguri pascale au fost amenajate în toate sectoarele capitalei. Acestea vor activa până în ajunul sărbătoririi Învierii Domnului și par soluția perfectă pentru cei care vor să cumpere cozonaci sau pască, dar și decorațiuni specifice sărbătorilor pascale. Cel mai mare iarmaroc se anunță a fi în scoarul catedralei. Unii dintre cei care au apucat deja să treacă pe acolo spun însă că anul acesta prețurile nu sunt la fel de dulci precum deliciile comercianților. Zile numărate au rămas până la sărbătoarea Învierii lui Isus, așa că moldovenii au și început pregătirile. Cei care nu au timp pentru copt, pască și cozonac le pot cumpăra de la târgurile de Paști, unde deliciile au fost expuse într-un număr mare și de diferite feluri. Toate sunt gustoase, avem pască împlută cu brânză, colace, avem 5 tipuri de cozonac, de 100 de grame, de 200 și 300 de grame fiecare. Cele mai populare sunt cu brânză și ruladele. Bunicile iau din asta de câte 10 lei. Sunt cele mai populare. Cozonacul, al cărui preț variază între 10 și 15 lei, este și cel mai ieftin. Pentru unul de 300 de grame va trebui să scoateți din buzunar de la 36 la 40 de lei. Ruladele costă între 65 și 67 de lei, în funcție de umplutură. Pasca umplută cu brânză se vinde la un preț de aproximativ 70 de lei. Cele mai scumpe delicii tradiționale de Paște ajung să coste și 200 de lei. Prea mult, spun unii vizitatori. Nici nu mai știu, pentru masa de Paști și pentru tot, abia ieri am primit pensia și s-a dus tot într-o zi. Totul este foarte scump, s-au scumpit toate. Totul este scump, dar ce să facem? 130, 140, 170 de lei o pască? Cu pensia noastră nu poți da pe o pască 100 și ceva de lei. Așa că am cumpărat două mai mici, decât de 60 de lei, pentru că voi merge la biserică să le sfințesc. Să le coci acasă este același lucru. Uleiul e scump, gazul la fel, ieși la același cost. Iar marocul de Paști este vizitat și de oaspeții capitalei. Irina și Ala sunt refugiate din Odessa. Femeile spun că nu au gustat niciodată cozonaci de Paști atât de gustoși ca cei de la noi din țară. Am cumpărat această pască, este delicioasă. Paștele este o sărbătoare mare, cum altfel. Oamenii sunt foarte amabili, suntem bine primiți, aveți oameni foarte buni la suflet. Târgurile tradiționale cu produse de Paști vor activa în toate sectoarele Chișinăului până în 23 aprilie, de la ora 8 până la 18. Toate produsele susțin autoritățile municipale, respectă în totalitate standardele de calitate, condițiile de livrare și depozitare. În cadrul iarmaroacelor organizate de Primăria Chișinău, toți comercianții și vizitatorii trebuie să respecte măsurile de prevenire și răspândire a infecției COVID-19. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă. La revedere!